Bună seara! Ilona, ai zis că spui tu bună seara și bine? Ok, bună seara și bine ați venit la Profon Live. Așadar, dragilor, pornim treaba. Facem algebra astăzi. Așa ne-ai promis. Ne-ai propus, da? Ne-ai propus să facem algebra. Hai să începem. 19, 20, 25, 28. Deci 19, 20, 25. 10. O agendă costă 15 lei. Deci, o agendă, 15 lei. Deci, 15 lei. O agendă. În cazul în care sunt cumpărate cel puțin 10 bucăți, așa se oferă o reducere de 10% de valoare. Care este prețul unei agende în acest caz? Deci, ea costă 15 lei la prețul normal. Dacă se cumpără, că tot spus, dacă se cumpără 10 agende, așa. Alo. Alo, da? Eu sunt, da? Da. Da. Așa. Eu sunt la Cinera Tehnologică. Da. Iar am văzut că multe variante de alunat sunt de la M1 care sunt mult mai dificile și... Păi... Păi am și variantele M2. Bun. Dar am și variantele M2. Da? Deci am... Bun. Atunci, eu ce-ți propun? Eu îți propun să iei pe capitole și să vezi pregătirea pentru BAC, nu neapărat profilul acela, ci pur și simplu problemele care sunt acolo. Vezi cu, că am o serie de chestiuni, teste pentru BAC, cu Ciprian parcă. Da? Și e băiatul de la matematică, nu? Deci, de la matematică, de la timp. Da, dar vreau să spun, dacă tu rezolvi problemele acestea, nu ai nicio problemă, nu înseamnă că sunt incompatibile. Asta vreau să spun. El pare un pic cu un grad de dificultate mai mare. Dar eu acum sunt într-o lecție, sunt în transmisiune direct și crede-mă, nu mai pot să stau de vorbă. La Prof Online TV, dacă vrei să te uiți acum, dai pe Prof Online TV, mă vezi în direct. Sunt în direct acum la o lecție la casă. Acum s-a comutat, încep lecția acum, chiar acum încep. Da? Bine, bine. Bun, la revedere. Așa. Deci, 15 lei costă o agendă. 10, dacă se cumpără 10 agende, lor li se oferă o reducere de 10% global. Da? Se plătește așa, se oferă o reducere de 10% din valoare. Din valoarea care ar trebui să se plătească. Întrebarea este, cât costă o agendă în noua situație? Deci cât costă o agendă după reducere? Trebuie să înțelegi problema. Nu putem ne apucăm de ea, pără că nu înțelegem. Poate să zică, 15 lei, dacă e una singură. Dacă e 10 bucăți, atunci se acordă o reducere de 10% din totalul sumei, așa înțeleg, din totalul sumei pe care
trebuie să o fi plătit pe cele 10 bucăți. Și întrebarea este cât, care este reducerea și cât costă practic agenda în noua situație. Cât plătește pe agenda? Face 15 ori 10. Ca să vezi cât ar trebui să plătim, nu? Da. 15 ori 10, ca să vezi suma totală pe care trebuia să o plătești fără reducere. Da. Și apoi să vedem cât fac cu 10% reducere. Cât înseamnă că vom da, nu? Da. Făcând 10% reducere. Și apoi să împărțim. Tot și apoi 10. Suma aceea o împărțim la cine? La 10. La 10, ca să vedem cât costă prețul. E corect raționament. Deci facem așa. 15 înmulțit cu cât? Cu 10. Da. Egal cu 150 lei pe toate cele 10. Acum, cât înseamnă 10% din 150? Ca să vedem cu cât dă mai puțin. Da? Deci facem... Zice că apare eroare cine se uită pe prof online. Da. Cine spune acolo? Cine zice? Alina. Alina zice că nu poate să vadă că îi dă eroare. Ia să vede Ionuț. E posibil? Să nu trebuie Ionuț băiatul ăsta, de ce? Da. Așa, să facem, deci 150 lei ar costa. Ionuț, ce că apare eroare, mă sună cineva că vrea să uite la lecții. Aha, deci tu știi asta, da? Încerci să remediezi. Bine. Bine, bine. Deci, 150 lei costă cele 10. Acum, cât ar însemna 10% reducerea? 150 minus 10%. Da, cum să vedem? Deocamdată, să vedem cât însemnează 10% din prețul ăsta. A, 150 minus 10 pe 100. Cum ai zis? 150 minus 10 pe 100. Nu, minus 10 pe 100. Mai întâi trebuie să vedem cât reprezintă 10% din 150. 150 ori 10. Așa. Ca să vedem reducerea. Deci 150 ori 10 pe 100. Așa este, nu? Ca să vedem cât este reducerea. Deci reducerea totală. Reducerea. 150 ori 10 pe 100. Înseamnă cât? 15 lei, da? 15 lei. Asta înseamnă pe total. Practic, acum ne dăm seama repede cât, care este reducerea din 150. Minus 15. Așa, ca să vedem câți bani va da respectivul. Deci, 150 minus 15 egal cu 100 cât? Egal cu 135. 135. Iar pentru a vedea cât costă o singură bucată, 135 împărțit la 10. Sigur că da. 135 împărțit la 10 egal cu 13,5. 13,5. Deci 13 lei și 50 de bani va costa agenda în noua situație. După reducere. Asta ne-a cerut autorul. Acum, oare nu puteam face deodată? Că reducerea efectuată asupra întregii, în celor 10, înseamnă de fapt reducerea care se afecteze pe fiecare în parte. Și e de parcă fostul preț va suferi modificare cu cât? Cu 10%. Da. Adică facem 10% din 15 lei, cât face 10%? 10%
10 pe 100 din 15 lei, deci 15 ori 10 pe 100, este egal cu 1,5 lei. Asta face. Asta va fi reducerea. Și ca să vedem cât va costa după reducere, din 15 lei scădem pe 1,5 și egal cu 13,5. Iată că același rezultat am ajuns, ca să nu mai pierdem timpul, să mulțim cu 10, cum să împărțim la 10. Pur și simplu, da, noi înțelegem bine că la, dacă ai lua una singură, nu ți-o dă reducere. Cu reducere. Reducere o dă numai când iei 10 bucăți și atunci, practic, ca și cum ar fi una în plus, 9 le plătești, pe 9 le plătești, pe a 10 ți-o dau gratuit. Cam asta ar fost ideea. Da? Simplu. E gândit foarte bine. Deci, am mulțit cu 10, să vedem cât, care ar fi suma pe care ar fi trebuit să o plătesc. Am făcut 10% din ea, ca să văd cât e reducerea, 15 lei. Din toată suma de 150 am scăzut pe 15, mă rog, 35. Și am împărțit la 10 și 13,5. Sigur, la toate cele, în loc să le fac 10% la toate 10, fac unia, la o singură agendă, 10%. Și asta înseamnă 1,5. Da? Și scade în 15 pe 1,5 și atunci am aflat prețul pe care l-a cerut. Asta e problema 19. Problema 20. Deci, problema 19, da? Să vedem problema 20. Care sună astfel. Am depus la bancă 3 milioane de lei cu dobândă 16% pe an. Ce sumă va conține depozitul după un an? Deci. Am depus la bancă o sumă de 3 milioane, da? Cu dobândă de 16 pe an. Ce sumă va conține depozitul după un an? Spunem și noi. Da? 3 milioane de lei suma depusă. Lei. Suma depusă. Și dobânda spune că este de 16% pe an. Care este suma? Care este ce sumă? Depozitul? Ce sumă se va pune în depozit după un an? Păi facem 3.000 de lei. 3 milioane. 3 milioane de lei. Ori 16 pe 100. Da. 16 pe 100. Și vedem care este dobânda, da? Care se va adăuga. Asta facem. Deci, 3 milioane, 3 milioane ori 16% și egal cu 3 ori 6, 18, 3 ori 3, 1, 4, urmat de câte 0 ori? 2, 4. Înseamnă că 480.000 este dobânda. Și acum, ce facem? Dobânda aceasta? Dobânda o împărțim cu 16 pe 100. Nu. Dobânda. Ăștia sunt banii pe care i-am câștigat. Datorită faptul că am pus acolo. Înseamnă că la banii în care aveam 3 milioane, mai dăm și dobânda care... Am dat de banca după un an. După un an de zile. Nu? Da. Ca să vedem ce sumă avem în momentul de față. Deci, în momentul de față, suma IS pe care o avem este de 3 milioane plus dobânda. Bine ar fi să fie așa în realitate.
nu prea vedem așa cu dobânde. Așa că facem cât? 3.480.000 lei. Asta este valoarea pe care o avem. Acum, ar fost interesant să se capitalizeze și dobânda, dar nu se face treaba asta. Adică lunar este creșterea care se adaugă și la suma aceea încă 16%. Ori nu se face treaba asta ca să fie omul așa de mult în câștig. Nu o să vrea. Dacă se face să... E cât mai puțin. După un an îți iau și din ce da? Păi da, pentru că... Comisionul. Comisionul pentru că îți ține acolo suma respectivă. Și comisionul e atât de bun și important încât se apropie de dobândă. Încât îți rămâne doar acolo, banii pe care te-ai pus tu acolo. Cam asta fac. Da, asta ca o discuție importantă. Mihai avea 20 de lei. Mă duc la program 21 până ajung la 28. Mai facem câteva așa, ne-am obișnuit, da? Da. Mihai avea 20 de lei din care dorea să-și cumpere caiete, al căror preț este de 1 leu. Între timp, acestea s-au scumpit cu 10%. Câte caiete poate cumpere acum el? Deci, avea 20 de lei și vrea să-și ia caiete cu caiete de 1 leu. 20 de caiete aș fi putut, da? Dar caietele s-au scumpit cu 10%. Câte caiete mai poate lua din cei 20 de lei? 20 împărțit la 10 pe 100? Da, să vedem. Vreau raționament. Deci 20 pe 100, ce spui tu? 10? Am zis că da. Dacă Mihai avea 20 lei în care să-și cumpere caiete, dacă mă preț este 1 leu... Ar fi cumpărat cât 20 de caiete. Dar fiindcă acum costă cu 10% mai mult, adică cât ar costa acum? 1 ori 10 pe 100. Ca să vedem nouă preț. Deci 1 ori 10 pe 100. Nu nouă preț, să vedem cu cât s-a scumpit. Atenție, trebuie să vedem cu cât s-a scumpit. 1 ori 1 pe 10, adică înseamnă 1 părțit la 10, 1 pe 10, înseamnă 0,10. Nu? Că 1 da. Părțit la 10... Adică cu 10 bani. Adică cu 10 bani s-a scumpit. În momentul de față, caiet, un caiet, costă un caiet, da? Un caiet costă 1,10 bani. 1 leu și 10 bani. Da. Da? 1,10 bani. Bun. Acum, ca să vedem câte caiete poate să cumpere la nou preț. 20 împărțit la 1,10. Sigur că da. 20 împărțim la 1,10. La 1,1. Că n-are rost să mai spun faptul că vorbim de bănuți, de aceea vorbim de 10 bani. Cum facem împărțirea asta? 20 împărțit la 1,1? Păi putem să facem 20 împărțit la 11 pe 10, ca să nu fie... A, te duce în varianta... Da, împărțirea asta, că am învățat în clasa 5-a. Vreau să văd cum împărțim pe 20 la 1,1. Cum împărțim un număr întreg la un număr zecimal. Tu vrei să fugi spre fracții acolo. Dar eu vreau să păstrăm așa. Păi ia pe 20 împărțit la 1,1 merge. Dacă ar fi fost de împărțitorul zecimal, ai fi putut face împărțirea. Deci dacă ai fi avut așa, 20,754 împărțit la 3, ai fi putut face împărțirea asta? Deci să fii împărțitorul un număr întreg. Da. Ce e ușor, nu? Da. Zici, 3 în 20 merge de câte ori? De 6 ori, 6 ori 3, 18. Hai să facem împărțirea împreună și asta. Deci dacă împărțitorul este
număr întreg, ești fericită. Da. Așadar. 6, 3, 18. Da. Rămâne 2, 27. Am ajuns la virgulă, pune virgula la... Da, 9, 27. Coborâm pe 7. Coborâm pe 5. Da, 9. 9, 3, 27. Coborâm pe 5. De mic, coborâm pe 5. Coborâm 1. O dată. 3 și 2, 24, 8 ori 3, 24. Perfect. Deci ne-am descurcat așa. Dar ce ne facem când împărțitorul este număr decimal? Asta e problema. Păi... Hai să scriem teorema împărțirii cu rest. Știm așa, că date fiind două numere, 20 și un altul, 1,1, găsim un unic cât și un rest, încât de împărțitul să fie egal cu cine? Cu împărțitorul ori câtul plus restul. Deci vom spune că 20 este egal cu 1,1 ori câtul împărțirii, nu știu cât este, plus restul. Da? Plus restul. În această relație, în care sunt foarte tare deranjat de faptul că am împărțitorul un număr decimal, îmi vine în minte să înmulțesc totul cu 10. Egalitatea cu 10. Pentru că am o singură decimală. Dacă aș fi avut două decimale, aș fi mulțit cu cine? Cu 100. Obiectivul să scap de, da, de numărul decimal. Și mulțit cu 10, se întâmplă că am 200. 200 egal cu 11, orice plus 3. Plus 10. Iar, atenție, că mulțim cu 10 peste tot. Da. Adică, în clipa de față, când îmi facem împărțirea, noi nu obținem, să spunem că ne oprim undeva, noi nu obținem la împărțire restul exact, ci 10 e restul. Ca să fie restul cu adevărat, trebuie să împărțim prin 10. Da? Așadar, acum sunt în situația de a mă apuca de lucru și pe 200 îl împart, ce fericit sunt, la 11. Da? La 11. Și ca acum, nu mă ajută, mă te rog. 200 împărți la 11 odată. 11. Deci odată. 9, coborâm. Deci 11. Virgulă. 90. 90. Merge de 8 ori. Merge de 8 ori, 88. Așa. 2. Punem virgula. Da, am ajuns numai la nimic. Numai că punem virgula. Așa, punem virgula aici. Și... Merge de o dată. Deci merge... O dată. O dată. Și să avem 11. 11, da. 90. Iarăși 18, perioada 18. Pentru că am ajuns acolo, deci 8. Și acum ar fi 8 în perioadă, nu? E bine așa? Uite, 8 ori 11, 88. Da, făcea iar 20, cred că 18 în perioadă. Da, 8. Cred că 18, da? Da, da. Așa. Că apare 8-ul de aici. Și apoi iar. Și vine 20 și așa mai departe, da? Cred că așa vine. Da, da, da. Deci 18,18 în perioada. Ăsta ar fi răspunsul. Adică, ce putem spune acum? Câte caiete putem lua? Putem lua 18 caiete. Așa, 18 caiete. Mă interesează partea întreagă. Nu să luăm un caiet și jumătate, sau un caiet și un sfert. Chiar dacă s-a făcut împărțirea exact. Deci, răspunsul, 18 caiete putem lua în situația asta. Hai să ne întoarcem încă o dată. Care a fost, cum am gândit în momentul de față? Deci, el putea să ia 20 de caiete. Fiindcă s-a scumpit cu 10% caietul, adică trebuie să vedem repede cu cât s-a scumpit, ca la vechiul preț să adăugăm scumpirea, și zice cu 10% dintr-un leu înseamnă 10 bani. La leu, la un leu punem 10 bani, deci 1,10 bani. Costă un caiet. Un caiet, noul preț. Și acum a trebuit să împărțim pe 20 la 1,1
Și iată o problemă dificilă. N-am avut atât, ori de câte ori se întâmplă ca împărțitorul să fie împărțitorul număr zecimal, avem grijă să înmulțim și de împărțitul și împărțitorul cu un număr de cu 10, cu 100, câte decimale avem aici, dacă avem o singură decimale cu 10, e de parcă face 20, 200 împărțit la 11, da? Dar atenție, câtul nu se modifică, câtul este același. Cine se modifică? Restul. Trebuie să fim foarte atenți că restul nu este acela pe care îl lăsăm noi la un moment dat, ci el este multiplicat cu 10, cu 100, cu 1000, depinde cât am mulțit. Ca să revenim la restul anterior, trebuie să împărțim prin tot ce am lăsat noi acolo, înainte de a pune virgula, și l-am lăsat restul respectiv, nu ăla e restul, ci ce e ce va fi după împărțirea cu 10. Concret, la noi, aici, când am făcut împărțirea, înainte de a adăuga un 0, rămăsese restul 2, da? Hai să vedem aici. Deci facem concret situația asta. Așadar, restul era 2. Atenție, nu-i corect să spun că e 2, ca și cum ar fi 2 lei restul. Nu. Ci acest 2 e de fapt mulțit cu 10. Și ca să mă întorc să găsesc restul dinainte, 2 trebuie să mă împart la 10, înseamnă 0,2. Da? 0,2. A dus virgula la stânga. Deci răspunsul ar fi, luăm 18 caiete, pe 18 caiete, cât dăm? Păi hai să zicem, 1,1 ori 18, 8 ori 1, 8, 8 ori 1, 8, 1 ori 1, 1, 1 ori 1, 1, 8, 1 și 8, 9, 1. Am o singură decimală, dau 19 lei și 80 de bani. Și rămân 0,20 restul. Corect. A fost o mare greșeală să spunem că restul de la împărțire, după ce am dat banii, îi 2 lei. Dacă ar fi 2 lei, mai luam un caiet. Păi eu nu am un caiet. Da? Deci aici vreau să insist foarte tare, pentru că deseori facem acest lucru din nevoia de a putea face împărțirea în schimb să mulțim cu 10, 100, 1000 ca îndat împărțitorul să devină număr întreg. Și când oprim algoritmul de la împărțire, fără să, în orice etapă, atenție, în orice etapă în ține, trebuie să vedem că trebuie împărțit restul acela prin 10, 100, 1000, exact cu cât s-a mulțit, ca să fie corect restul. Și v-am făcut acum dovada clară. Că 1,1 ori 18 înseamnă 19 lei și 80 de bani. Iar cât îmi rămâne restul, nu e 2, ci 0,20. 0,20 de bani. Adică, nu 0,20 de bani, ci 20 de bani. 20 de bani. Da. Iată că din problema asta am învățat ceva. Ce este, ce am reținut, Miruna? Că restul nu se modifică, dar restul este multiplicat și atunci, ca să revenim la restul din problemă, trebuie să facem operația înapoi, adică să împărțim pe 10, 100, 1000. Am făcut acest test la clasa 12, când lucram la clasă, și am făcut o împărțire. Uitați așa am făcut. De-aia, parcă și acum văd. Am împărțit pe 34,75, poftim, împărțit la 5,2, la 5,2, și am cerut să mi se dea câtul cu precizii de o sutime și să se găsească restul. Deci câtul cu precizii de o sutime și să găsim restul. 6, 6, 8, 2, 6, 9, 2, 3, 0, 7, 6,
6,5. Cum ai face tu, Mirun, aici? Hai să facem noi. Hai să facem noi. Da. 3.475 pe 100, împărțirea fiecare. E la fracții. Da, se duce la fracții, că acolo îi convine mai bine, mai mult, da? Da. Da. Dar sub formă de numere decimale, ce te încurcă pe tine aici? Împărțitorul. Ori 10. Ori 10, din cauza. Deci mulțim cu 10 și atunci va fi 347,5, da, că mutăm la dreapta, nu este sigur, împărțit la 52. Și o să avem, și acum putem. Ca 52 în 34. De 6, că am descoperit. 5 de 6 ori, da. 6, 52. Ca 5 în 30, de 6 ori, 30, poate e corect. 6 ori 2, 12. 6 ori 5, 30, 31. Ne rămâne 5. 35. Am ajuns la virgulă. Un învirgulă obligatoriu. 355. 355 împărțit la 52, ca 5 în 35. Cred că tot de 6 ori. Tot de 6 ori. De 7 ori zic 35, dar venirea asta din urmă. Da, da. Tot de 6 ori. 6 ori 2, 12. 6 ori 5, 30, 31. 2 din 5, 3, 4. Iperează 6. Și mai punem o zero, că am zis precizii de sutim. Deci mai vreau încă asta. Merge de 8 ori, 8 ori 2, 16, 8 ori 5, 40 și cu 1, 41, 6 din 10, cât face aici? 4, 1, nimic. Rest, 14 ar fi. Nu e adevărat. Deci, atenție, venind așa, e 0,14. Da, că așa, că ne-am dus de două ori, corect? De 0,14. Da. Și nu e ăsta restul. Și nu e ăla. Nu e ăsta restul, că noi am înmulțit cu 10. Și deci, acolo să împărțim la 10. Împărțim la 10, deci mai venim cu virgula mai în stânga. 0,014. În realitate. În realitate. Pentru că acum ar trebui să se întâmple așa. Câtul, ori împărțitorul, ori 5,2, da, plus restul, trebuie să-ți dea ăsta de împărțitor. Ia fă-mi eu. 6,68. Ori 5,2. 68 ori 5,2. Ori 52. Ori 52. Nu, ori 5,2. Da? Ori 5,2. Dacă vreau să am numai 34,75, corect. 34,736. 34,736. Vezi? 34,736. Câte ai zis? 36 plus restul 0,014 face exact 0,5 7 4 3. Da, da, împărțeam. Foarte tare e problema. De ce? Din toată clasa, nimeni nu a reușit să spună. Da, da, dacă făceau invers, se prindeau repede, domnul profesor. 6,68 ori 5,2 și le dădea exact acolo. 6,68 ori 5,2. Ori 5,2. Dădea 34,736. Și își dădeau seama că restul... Și își dădeau seama că e restul 0,014. Da, da, ei nu s-au dus acolo. Ca să vadă diferența, ei adunau restul ăsta, 14. Da, dar interesantă chestia că, da. Foarte, foarte important. Că la 14-lea. De-aia i-am și păcălit eu, că am zis, vreau cu precizii de sutime și găsiți-mi restul. Uh-huh. Da? Restul. Precizii sutime, el se oprește aici 14. 14, domn profesor, nu e adevărat. Păi, dar adunați cu 14 și puneți acolo și cine vă da. Nu e adevărat, cum să fie așa, nu merge. Era o discuție foarte încinsă în clasă de chestia asta. Da? Deci, sigur că tu ai observat, ei ar fi sesizat repede capcana, după ce mulțeau pe 6,68 cu 5,2 și le dea atât, și atunci scădeam. Scădem din 34,75 pe 34,75 și vezi restul, cu adevărat restul. Dar cât privește justificarea... Am înțeles acum și eu. Da? Da? Așa, așa trebuie gândit. Acolo împărțeam la 10, dar eu nu mai gândeam acum să țin cont și de celelalte două. Am înțeles. Deci așa merg pe vertical, unde virgula aia este plasată. Doar eu lucrez în partea asta cu, de după virgula.
Da? Așa, așa trebuie văzut. Mi-aduc aminte cu plăcere o grază de chestii. Da. Sunt capcane ușoare, dar ele, dacă nu sunt înțelese bine... Și dacă nu lucrezi, le uiți. Sigur că nu se uită, fără discuții. Dar dacă sunt înțelese la vremea respectivă, în clasa a 5-a, când s-au făcut chestiunile astea, dar profesorul insistă foarte tare pe asta, n-are cum copilul să mă uite, pentru că el chiar fascinat de chestia asta, că vezi, ai descoperit treaba asta, vezi restul. La un împărțitor, cu un împărțitor zecimal. Da, sigur că da, tu mi-ai spus în Miruna, eu nu fac așa ceva, cât era, 34,75 împărțit la 5,2. Am să spun, că e 3,475 pe 100, da, împărțit la 52 pe 10. Și este egal mai departe. Aici mai facem simplificările care se pot face, să zic, nu? Iată, prin 5. Face cât aici? Prin 5. 34, 36. Prin 25, chiar, prin 75 ulei, da? Așa. 139. 139, spui tu. Da. 4 cu... sau cele 2 cu 10. Nu, că suntem împărțire. Păi nu, stai puțin. Așa? Deci, suntem așa. Da, numărător. Am putea la 4 cu 50. Da, da, nu așa ceva. Deci 52 cu 10 face 26 pe 5. Și acum mulțim acolo, 139 pe 4. Înmulțim cu 5 supra 26. Și nu se mai poate face nimic, trebuie să mulțim. Și vine 5 ori 9, 4, 5, 5. 695. 695 împărțit la 104. 104. Și dacă facem împărțirea, ne dă exact cum am găsit mai devreme. Da? Mai că muncești mai mult. Da, sigur, și muncești și mai mult. Și... Dar și acolo e frumusețea aceea cu numere decimale, lucru. De aceea am insistat pe chestia asta. Da. Și mai ales cei acum care urmăresc lecția, da, doresc acum să poate viziona. Sper să fie reușit Ionuț să se medieze. Au descoperit această chestiune cu mine, cu noi. 22. 8% dintr-o cantitate din marfă este egal cu 32 de kilograme. Deci 8% din X e egal cu 32% unde ești? 32 kilograme. Aflați cantitatea totală. Aflați pe X. X egal cu cine? 20. Cum zicem aici? 8% dintr-o cantitate de marfă este egală cu 32 de kg. Cât este cantitatea aceea? Este 32 minus 8 pe 100 ori 32, nu? Pe cum ar veni? Ce înseamnă 8%? 8 pe 100. Nu? Adică 8 pe 100 ori X egal cu 32. Nu, 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 ca să aplică la 100 e 8. Sigur că atâta la 100 din înseamnă să mulțește. Nu, 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 plus, nu, după aceea. Mi-a spus asta. Deci vine 8 pe 100 ori X egal cu 32. Și asta înseamnă că aici prin, simplificăm prin cât? Prin 2. Prin 2. Sau chiar și în 4. Chiar prin 4. Și vine cât? 2 pe 25. Deci 2 pe 25 ori X egal cu 32. Și atunci X este egal cu 2 pe 25 ori 32. Mai putem împărți numărătorii și puteți să închipui că e 1 aici. Și mai putem împărți prin cât? Prin 2. Așa? Și ăsta și ăsta, aici e 1. Și atunci prin împărțirea asta la 2 vine 1 pe 25 ori X egal cu 16. Ceea ce ar însemna echivalent cu X pe 25
egal cu 16. De unde găsim pe x? X egal cu? 25 ori 16. Se face? 400. 400 de kilograme. Deci 400 de kilograme este cantitatea totală, încât 8% din ea înseamnă 32. 8%. 10% are însemna 40 de kilograme. 8%, 8 ori 4, 32, da? 32 de kilograme înseamnă 8%. Să vedem o altă problemă. Problema care acum 23. Un elev a rezolvat într-o zi 3 probleme de matematică. Ceea ce reprezintă 20% din totalul problemelor pe care le-a rezolvat. Câte probleme trebuie să rezolve elevul? Deci, el făcând 3 probleme, înseamnă 20%. Deci, aceste 3 probleme egal cu 20% din câte are el. Din, nu știu din câte, din X. Așadar, relația este următoare. 20 pe 100. Miruna, tu te rog. 20 pe 100 ori X. Așa. Egal cu 3. Simplu. De unde o să simplificăm chiar pe 20 și să avem 1 pe 5? Da. Deci 1 pe 5 ori X egal cu 3. Ce ce ar însemna? Este egal cu x pe 5 egal cu 3, nu? Adică x egal cu 5 ori 3, 15. Deci, 15 probleme am de rezolvat. Da? Că 20, de 5 ori câte 20% fac 100%. De 5 ori câte 3, 15, fiecare 20% înseamnă 3 probleme. 24. Un produs a ieftinit cu 5%, adică cu 6 lei. Cât costă produsul după ieftinire? 20. Deci, el s-a ieftinit cu, cât am zis, 5%, nu? Da. 5% din X, adică ori X, egal cu 6 lei. X minus 5% ori X. Nu, atenție. Ca să vedem da. Cât e noul preț. Da. Dar să facem acum cu cât s-a ieftinit. Știu cât s-a ieftinit. Cu 6 lei. 6 lei. Dar cât costa înainte? 5% din X, adică 5 supra 100 ori X, egal cu 6 lei. Nu? Ne trebuie să vedem cât era prețul înainte de ieftinit. Putem să simplificăm prin 5 și o să avem 1 pe 20. 20x egal cu 6, adică... Adică x pe 20 egal cu 6. X pe 20 egal cu 6. Ce ar însemna? Că x egal cu 20 ori 6. 120. Da. 120 de lei costa înainte. Însă acum, fiindcă 6 lei s-a ieftinit, noul preț, x minus... X minus 5 pe 100 ori. Nu, X minus 6 lei, pur și simplu. Adică din 120. Cât costa? Minus 6 lei costa. Așa. Ieftinit. 120 minus 114 lei, noul preț. Noul preț. S-a ieftinit cu 6 lei, n-am. Eu știu cu cât, dar nu știam din cine să scad. Da, ai aflat prețul întreg și ai scăzut. Am aflat prețul întreg și acum adins prețul întreg. Am scăzut pe 6 lei acela, că știam cât se scapă. Dar și știam cât reprezintă acei 6 lei. Reprezintă, cât zice acum, 5% din X. Și am aflat X. X este 120, după ieftinire costă doar atât. 25. 114. În sfârșit am ajuns la 25. Care spune așa. Am depus la o bancă, o sumă de bani cu dobândă de 16% pe an. Deci, nu știu cât ați s-a depus. Suma S, da? Sau X, hai să spun. X, suma depusă.
cu dobânda de 16%. Pe an. După un an, am încasat pentru suma depusă o dobândă de 50 de lei. Deci, 50 de lei, dobânda obținută. Ce sumă a fost depusă? 16 pe 100, da, x ori 16 pe 100 e egal cu 50. Ca să vedem cât a fost suma depusă, da? Deci, eu știu că am primit după un an 50 lei. Știu ce înseamnă cei 50 lei. Tocmai creșterea datorată dobânzii. Din cine? Din suma depusă. Așa că zicem 16 pe 100 din x, după un an înseamnă 50. Dar asta era relația pe care trebuie să o înțelegem, da? Și echivalent, cum a spune că hai să simplificăm printr-un 2, chiar din 4. Da. Și atunci vine 4x supra 25 egal cu 50. Putem să simplificăm 25 cu 50? 25 cu 50 nu. Că uite, este aici. Nu s-a mult 2 la numărător. Cel mult putem împărți printr-un 2. Chiar să împărțim printr-un 2. Numărător. Da. Adică 2x supra 25 egal cu 25. Și acum, ca să găsim pe 2x, să mulțim ăsta cu ăsta și împărțim la 1. Adică 2x este egal cu 25 ori 25. 625. Nu? Da. 25 ori 25, 625. Și x simplu înseamnă, dacă 2x înseamnă, 625 împărțit la 2. Împărțit la... Adică 302 împărțit la 5. Se face cât? 312,5 lei. Asta e suma pe care am depus-o la începutul anului. Da? Și aplicându-se dobânda de 16%, am constatat că după primul an, 50 de lei. Nemai da. Atât a crescut, da? 50 de lei. Bine. Din nou bine. Numai că nu e adevărat. Da. Așa. Ce bine ar fi. În problemă ne simțim bine când avem așa problemă. În practică n-avem cum să întâlnim situații de acestea. Cine profesor de matematică? Asta. Cine a făcut problemele, au făcut cu gândul de a se simți într-un confort foarte bun bancherii. Cei care sunt, nu? Care conduc băncile. Dar cât privește consumatorul în sine, n-are nicio treabă cu realitatea asta. Ei, hai să mergem mai departe. Să vedem 26. Pentru a obține făină de grâu, se pierde 20% din cantitatea de grâu. Din cât grâu se poate obține 650 kg de făină? Deci 20% se pierde. Aici să spui chestia cu 650 minus... Lăsă-mă. Vreau să văd ce gândește. Deci tu spui așa. 650 minus 20 pe 100 ori 650. Adică minus pierderea, nu? Da. 20 pe 100. Din 650, da? Încă o dată, să vedem dacă tu ai dreptate. Deci de ce spui 650 minus? 20 pe 100 ori 650. Da, 650 parte e făina. Da. Uh,
650 este produsul după ce s-au pierdut 20%. Mm-hmm. De fapt, ce reprezintă 650? Doar 80% din greu. De ce? Pentru că 20% s-a pierdut. Și atunci, ceea ce, ce obținem, e 80% din grâu care intră în oară. Că 20% se pierde datorită faptului că sunt impurități acolo, sunt nu știu fel de fel. Și atunci noi colectăm, noi punem în sac doar 80%. Și 80% din X e egal cu 650. 650 ori 80 pe 100. 650 ori 80 pe 100, nu. Nu. 650 este rezultatul după ce se acționează asupra cantității de grâu cu 80%. Adică X ori... Așa! Deci notăm cu X cantitatea de grâu inițială. X cantitatea de grâu inițial. Da? Și atunci făina rezultată egal 80% din X, 80% din cantitatea de grâu. Că 20% se pierde. Și acum, să zicem, 80%, 80% din grâu care l-am adus la moară, e egal cu făina. Adică egal cu 650 kg. Și iată că zic acum, 4x pe cine? 4x pe 5 egal cu 650. De unde 4x egal cu 5 ori 650. 5 ori 650 și egal cu 5 ori 5, 3250. 3250. De unde numai X-ul va fi egal cu 3250 împărțit la 4. Da. Și se lau 812,5 kg. Asta e cantitatea de grâu care se aduce la moară pentru a obține 650 kg de făină. Da? Că 20% din ea s-a pierdut. Adică dacă scădem din 812,5 pe scădem făina, vedem că s-a pierdut. Sau, dacă acestea îi aplicăm, lui 812,5 îi aplicăm 20%, aflăm care sunt impuritățile. Ia să vedem. Deci, lui 812,5 ori 20 pe 100, impuritățile sunt astea, da? Impurități. Înseamnă 1 pe 5, 5 în 8 o dată, 5 în 3 și 1 de 6 ori. Dar te facem 8.105 pe 10? Pe 10? Stai, de ce pe 10 aici? Că iată, am prin 2, am simplificat și prin 25. De ce mi-ai zis? Adică facem 8.125 pe 10 ori 20 pe 100. Tu vrei să te duci la transformele astea? Dar să muncim așa, ce nu știm, să facem și cu 10 mani, știm asta. Da? 5 în 8 odată, 5 în 31 de 6 ori, 5 în 12 de 2 ori, 5 în 25 de 5 ori. Deci 162,5 kg sunt impurități. Pierderi.
Și ne rămâne, dacă scădem din 8.000, din 812 kg,5, scădem pe 162,5, ne dă obținere exact 650 kg. Da? Deci este clar, corectă problema. Am făcut-o și așa, și așa, ca să înțelegeți și mai bine. A fost esențial să înțelegi că făina înseamnă 80% din grâu. Că 20% se pierde. Nu știu dacă știi. Aici trebuie să mai insistăm un pic. Uneori ni se dă rezultatul a ceea ce îmi reprezintă dintr-o cantitate. Din X. Și atunci se mulțește cât la sută cu X-ul respectiv, procentajul cu X-ul, și obținem cantitatea aceea. Altădată ni se cere să aflăm ce reprezintă din cantitate. Deci sunt două probleme. Atenție, două probleme. Uneori aflăm procentul dintr-o cantitate și altădată ni se cere cantitatea, știi că procentul reprezintă rezultatul acela atât. Da? Deci aflăm procentul dintr-o cantitate, ți se dă cantitatea și află cât reprezintă 10% din cantitatea respectivă, sau altă dată ți este cunoscut valoarea procentajului și trebuie să afli cantitatea din care s-a aflat procentajul. Deci sunt două lucruri diferite. Adică din 100 de kilograme de grâu nu se scot 100 de kilograme de făină. Mm-hmm. Sigur. Deci din 100 de kilograme de grâu, nu 100 de kilograme de făină. Ține capul. Let. Așa. De ce? Pentru că sunt impurități. 20% sunt impurități. Numai 80 de kilograme de făină, să spun. Asta e. Făină, da? E produsul finit. Asta a încercat domnul profesor să zică. Da, da, da. Deci produsul finit și alta este situația cu materia brută, când s-a dus grâu cu tot cu impurități. Sunt site acolo, să cerne, da, să poate, așa, să aleg impuritățile și, în final, putem... E mai puțin făină. Sigur că da. Cu 80 kg de grâu, ești tu 80 kg de făină, dar te mulțumești. În afară de faptul moralul, mai are și el mai și mai are și el că acolo sunt sita spartă. Și 10%. Mai are și sita spartă pe acolo. Bine. Așa. Spunem... Tot adevărul. Tot adevărul, sigur că da. Să vedem altă problemă. 27. Se știe că 21% dintr-o cantitate de lapte. Ia să vedem ceasul cât este. Să nu trecem. 57. Chiar acum s-o și oprim. Hai să opresc, că tot am venit aici.